Mai bine de 4 ore au discutat marți seară fermierii cu premierul României și ministrul agriculturii despre problemele pe care le au. Avantajele acordate importurilor de cereale din Ucraina pe piața europeană i-au lăsat fără vânzări pe agricultorii români, care spun că țara noastră ar fi pierdut până acum 3 miliarde de euro. Aceștia cer ca autoritățile să interzică din luna iunie importul de produse agricole din Ucraina. Nu ne opunem tranzitului de cereale, însă am atenționat statul român și Comisia Europeană încă din martie 2022 că ne opunem vehement comercializării pe teritoriul României a acestor mărfuri. Criza din agricultură pare să tulbure apele în coaliție. PSD vrea ca România să ia exemplul Poloniei și cere Ministerului Afacerilor Externe să înceapă discuțiile diplomatice cu autoritățile din Ucraina ca să-și suspende exporturile de cereale pe piața românească. Însă pentru liberali, soluția este alta. Ministerele care sunt responsabile de comerțul cu produse agricole sunt cele de agricultură. Soluțiile de acolo trebuie să vină. Are și mai rolul lui, dar asta nu înseamnă că este întru totul responsabil de un asemenea nivel. Eu, ministrul agriculturii, susțin că aceste cereale trebuie să se ducă pe culoarul acesta de transport și să nu rămână în țările limitrofe conflictului. Despre problemele fermierilor români au discutat telefonic și miniștrii Bogdan Aurescu și Dimitru Culeva. Ministrul român de externe a subliniat importanța asigurării unui transfer riguros al produselor ucrainene care tranzitează România, astfel încât acestea să și iasă din țara noastră, dar și negocierea unui acord similar cu cel dintre Ucraina și Polonia. Partea ucraineană a propus discuții directe între ministerele agriculturii din cele două țări, dialogul urmând să fie facilitat de ministerele de externe. Ca să-i mai liniștească pe agricultori, guvernul anunță ajutoare de 22 de milioane de euro pentru fermieri. Banii nu acoperă însă pierderile acestora din ultimul an. Dacă îl împărțim la cele 10 milioane de hectare cât le are România, le-ar veni 2 euro pe hectar. Pierderile s-ar ridica în jurul la cel puțin 1.000-1.100 de euro pe hectar. Cu siguranță vor continua protestele. Ajutați vor fi și crescătorii de vaci, pentru care guvernul anunță compensarea pierderilor cu peste 43 de milioane de euro. Iar de luna viitoare am putea cumpăra lapte mai ieftin. Executivul i-a convins pe procesatori și reprezentanții marilor magazine să taie fiecare câte 10% din prețul laptelui. A existat o discuție care a vizat reducerea prețului de lapte de consum pentru o perioadă de 6 luni. Tonul discuției a fost unul foarte pozitiv și ne așteptăm ca în perioada următoare să vedem această reducere a prețului laptelui de consum. Ministerul Agriculturii va continua consultările cu fermierii, procesatorii și rețelele marilor magazine.